Flacăra Moreni, un club de tradiție în fotbalul românesc, încearcă să revină la gloria de altă dată? Da, încercăm să facem tot posibilul, să readucem brandul Flacăra acolo unde a fost locul până în 1989. Au fost lucruri grele și la Moreni, o perioadă echipa a fost exilată, s-a readus echipa la Moreni, s-a format acest CSM Flacăra Moreni, cu obiectivul care îndrăzneț, aș putea spune, al fostului campion Gabriel Paraschiv, care a țintit promovarea în divizia C. O echipă de Liga 3 formată aproape în exclusivitate din jucători localnici. Contează asta pentru voi? Da, cred că orice fotbalist să joace în localitatea lui este cel mai frumos, nu? Este foarte ușor, ne cunoaștem foarte bine și acest lucru ne ajută foarte mult. Ne cunoaștem și din copilărie, suntem și vecini și ne mai cunoaștem de la un grătar, de la o... Cum e să-l ai antrenor pe Gabi Paraschiv? Fost campion al României. Un profesionist la asta. Este clar că de când a venit domnul profesor am evoluat foarte mult. Practic noi de 3 ani jumate de când a venit mister, de atunci ne-am apucat de fotbal. Gabi, antrenor la Liga 3, te-ai întors mai degrabă cu sufletul la tine în oraș? Da, în primul rând am ales cu sufletul, am ales să mă întorc acasă pentru că am fost foarte mult timp plecat, undeva în jur de 15-17 ani și era normal ca la un moment dat să încerc să mă întorc acasă, să reînviu o pasiune mare a oamenilor de sport din Moreni, a morenarilor, pentru că sunt foarte pasionat de acest fenomen și aveau nevoie de un nou imbol pentru a reveni la stadion. Ca și exemplu, la meciul de baraj de acasă am avut undeva în jur de 4.000 de spectatori, ceea ce este totuși pentru Liga 4 în care eram, e o performanță. Oamenii sunt atrași de brand și mai ales că este una dintre cele mai vechi echipe din România, aproape un secol de existență, vă dați seama că acest lucru atrage. Sper să atragă atenția și oamenilor cu bani.